Preasfințitul Petru Ghergel, episcop romano-catolic de Iași, a sărbătorit împlinirea a 26 de ani de episcopat, duminică 1 mai. Preasfințitul Petru Ghergel, împreună cu un alt preasfințitul Giuseppe Mani, arhiepiscop emerit de Caliarii, și un grup de preoți, au concelebrat o liturghie de mulțumire în Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Preasfințitul Ghergel i-a salutat pe înalt preasfințitul Giuseppe, pe superiorul Congregației Școlilor de Caritate, Institutul Cavanis, preoții din jurul altarului și pe toți credincioșii prezenți în catedrală, invitându-i să înalțe împreună o rugăciune de mulțumire pentru cei 26 de ani de episcopat. La predică, preotul Alois Bulai, profesor la Seminarul Mare din Iași, l-a felicitat pe preasfințitul Petru pentru momentul aniversar și a îndemnat pe cei prezenți să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care ni le-a dat. Înainte de binecuvântarea finală, înalt preasfințitul Giuseppe Mani și-a exprimat bucuria de a fi prezent pentru prima dată în România și de a putea participa la acest aniversar. La finalul Sfintei Liturghii, preotul decan Benone Lucaci l-a felicitat pe preasfințitul Ghergel în numele preoților și al credincioșilor din catedrală, după care i-au cântat tradiționalul la mulți ani. La 14 martie 1990, Papa Ioan Paul al II-lea l-a ales și l-a numit pe monseniorul Petru Ghergel, episcop de Iași. Consacrarea a fost oficiată la seminarul din Iași la 1 mai același an de către actualul cardinal Angelo Sodano, pe atunci arhiepiscop și delegat al papei Ioan Paul al II-lea, asistat de către înalt preasfințitul Ioan Robu, arhiepiscop și mitropolit romano-catolic de București, și de preasfințitul Reinhard Lettmann, actualul episcop emerit de Münster din Germania.